merge. Prima victorie a echipei după vreo două luni. A fost un meci de pregătire și asta ne-am și am urmărit așa prin să continuăm în pregătirea echipei cu un joc. Vedem agresivitate în echipă super această pentru nivelul ăsta. UFK Beograd ne-a creat multe probleme și până la urmă a ieșit un antrenament deosebit. Din punctul meu de vedere. Noi n-am făcut, v-am spus, un scop în sine în această partidă. Asta am observat și la jucători, puțin în ceea ce privește prospețimea greoi, pentru că ieri au fost două antrenamente, alaltă iară tot așa antrenamente și pe terenurile ăștia ude, dar v-am spus, n-am urmărit special să avem sau scopul precis acest meci, era o pregătire. Dar cum vi se pare lotul, așa, după 4 zile, după acest meci? Ce să spun? Păi ei așa sunt receptivi la ceea ce vrem noi, încearcă. Vedem în timp, oricum e... Nu, aș fi vrut altceva să spunem pentru acest meci. Nu sunt super încântat, chiar dacă a fost victorie sau... Dar am avut momente în care am suferit. Și, nu știu, de înțelegere a ceea ce ne cerem noi. Vedem, în timp, sigur, și pentru ei e greu, v-am spus, greu pentru ambele părți și pentru noi ca antrenori, pentru că vedem, antrenăm un lot pe care l-am luat așa din mers, greu pentru ei că vin niște antrenori, știu, care au o anumită filozofie, poate care a fost diferită, se pare, de ce au avut înainte și de aici, sigur, e impactul ăsta, dar sperăm să-l trecem ușor, ușor, să-l trecem împreună. Cu bine, să încercăm mai multe, pentru că până la urmă jocul e cel mai bun mijloc de a te pregăti și de a-ți implementa ceea ce vrei să faci și să le vezi calitățile. Așa că o să încercăm mereu de câte ori avem posibilitatea să facem jocuri de pregătire. Cam ce le-au lipsit? Cam ce le-au lipsit lor? Nu știu. Deci de timp, nu știu ce program a fost sau ce să mai puțin mă interesează programul nostru, ce vreau să fac. A schimbat sistemul de joc, se simt mai bine băieții? E un 4-4-2 sau 1-1, să spunem, dacă la un vârf poziționat și celălalt volan, care foarte ușor se transformă și în 4-2-3-1, se poate transforma și în 4-5-1, cum depinde cum îl înțeleg să-l joace și cert este că vreau mai multă implicare în filozofia noastră, eu știu, și bancul și sau mijlocașii de bandă trebuie să implice mult mai mult într-un travaliu mult mai mare și în zona centrală. A lipsit cam jumătate din echipă, credeți că o să fie toți apți pentru meciul cu Oțelul? Adică cu Relea, să vedem ce vin, să vedem ce vine la ce vin și din deplasările ăștia. Nu știu, vedem. A fost un plus Herghelegiu astăzi? Eu știu pe Herghe de la Iași. Este un jucător, are o calitate de viteză. Îl văd și aici, e mult mai implicat și mult mai slab decât era la perioada când l-am prins acolo de o lună de zile pe ultimele 7. Venea și după 7 etape, era un clinch cu conducerea cu asta. E un jucător care are calitate, dacă știm să-l jucăm, să-l joace, să avem, eu știu, mijlocașii un anumit timing. Ai văzut cum a fost situația de la gol, a fost super, super gândită. Și pe o pasă, v-am spus, timingul bun este, poate să fie letal pe calitățile care le-a. Credeam, vă mulțumim. Da, a avut și niște intervenții bune. Nu știu, a fost puțin hazardat la situația aia, la faza, dar nu știu, se pare a ieșit mingea afară? Unii zic că nu. A fost așa, la limită, pentru că bine, a fost o minge, a luat o traiectorie, dar îmi place de el, ține echipa în priză, vorbește mult, e ceea ce avem nevoie și sper să aibă și șansă, că asta este o calitate importantă a portarului, să aibă, să fie boftos, așa, să fie norocos. Barele să fie ale lui, nu? L-aș cerut pe Izvoranu, mai vin și alții? Încercăm, să vedem. Dar Izvoi e un jucător care a pus umărul și a jucat bine în perioada asta de divizia. Mie mi-a plăcut astăzi cum a mișcat și Avrămie, a jucat bine. Și zic și pentru viitor că ne putem baza pe el.
pentru că mie mi-a plăcut atitudinea lui. Până la urmă l-am văzut acum pentru prima dată pe ACA, eu știu, a început mai greu, dar după aia din ce în ce am văzut că este o soluție bună acolo. Trebuie să avem, constanță și soliditate în axul central, pentru că asta îți dă o anumită siguranță și speranța de puncte, de rezultate bune. Ne așteptăm la schimbări la meciul cu Oțelul? Ce avem la dispoziție? Vedem întâi să vină și jucătorii de la loturi, că nu știți cum îi vom prinde. Da? Ceau!